De la 3 ani am aflat că am insuficiență renală și acum vreau să fac transplant ca să scap de dializă. Cum ai primit vestea că s-ar putea să primești? Te-ai bucurat? Te așteptai? Da, că scap de dializă, că nu mi-a trebuit să mergi să-mi fac testul. Astăzi s-ar putea să mă operez. Mie mi se pare... În 43 de ani de meserie, de foarte puține ori am fost pus în situația asta. Păcatul extraordinar a acestui om, care s-a petrecut într-o clipă de întunecare mentală, are tendința să fie răscumpărat într-un fel prin gestul surorii, care, trecând peste în cumplita stare caracteristică unor asemenea situații, reușește să dea acceptul de donare. Eu cred că, trecând peste toate mizerile noastre zilnice, gestul acesta formidabil al surorii și, în ultima instanță, și al nostru, care facem transplantări, îi dăm posibilitatea acestui amărât, ca să spun așa, poate că n-am dreptul să spun lucrul ăsta, să facă un apel la iertare, la dumnezeire. Pentru că organele lui vor salva alte vieți. Perpetuează în continuare ideea extraordinară pe care a expus-o așa de nemaipomenit Paul Papa al II-lea, care, cum vă spuneam, a pus și el o cărămidă la apariția acestei instituții, că viața trebuie să dăinuie dincolo de moarte. Asta facem noi astăzi și asta poate că reușim prin gestul fantastic al acestei surori, acestei femei, într-un moment de răscruce al vieții. Dar cine a ajuns pacienților care au ajuns? Deci, o să vorbiți dumneavoastră. Concretul nu a ajuns încă la stadiul de realitate, pentru că testele nu sunt toate definitivate și, practic, din 6 pacienți care avem de ales, 5 pot fi candidați încă. Urmează să mă duc să discut cu ei, dar poate că dumneavoastră este bine să discutați cu ei. Da? Deci, ambii rinichi vor fi la 2 pacienți? 2 pacienți din cei 6, 5 o să fie aleși pentru transplant. Și va avea loc transplantul? Acum. Astăzi? Acum mă dezbrac și mă duc acolo. Da? Okay. Să ne spuneți despre... Ficatul va ajunge, cred că, la București, cum se întâmplă de obicei. Inima înțeleg că a fost incompatibilă. S-au recoltat însă țesuturi multe pentru transplante de os, de tendoane, de piele și așa mai departe. Era un polițist sănătos. Nu într-o detaliile astea. Nu știu cât de sănătos a fost. Când faci așa ceva, nu e vorba de sănătate aici. Eu aș spune chiar că e mai degrabă un test de nesănătate mentală. Și am înțeles că va mai fi un transplant, e vorba de rinichiul Beluș? Este încă în dezbatere al doilea transplant. Eu odată am avut ocazia să discut cu dumneavoastră și asta se întâmplă, iertați-mă, se întâmplă și în America. Negrii donează mult mai puțin decât albii. Deși nevoia de transplant a populației negre, de culoare, pardon, este mai mare decât a celor albi. Deoarece negri, foarte mulți dintre ei fac hipertensiune și diabet și sunt obeși. Cu toate astea, donarea, rata de donare de la negri și de la hispanici este mult mai mică decât de la caucazie. Același lucru, ca să nu fac niște parafraze interpretabile într-un mod neadecvat de către societatea civilă românească, același lucru se întâmplă și în țara noastră. Unele populații asemănătoare au o rată de donare mult mai mică decât alte. Da? Adică romii donează mai puțin. Dumneata ai spus. Dar bun, dar asta are legătură cu bebelușul sau cu bebelușul? Da, bebelușul este un bebeluș de rom. Așa. Și părinții au fost, De acord inițial. Ce ne-am amintit? Aveți ceva cu mine. Da. Deci, atracție fatală. Da? Deci, bebelușul de rom a fost aseară de acord, s-au făcut toate pregătirile, s-au făcut și testările. Avem și recipienții prezumabili pentru el, dar nu se concretizează să fie în această dimineață. Poate că mai după masă o să vedem. Nu, 3 luni tot așa să fac iar de să scapă.
dializă. Transplant, scap de dializă. Cât ți-a făcut cu dializă? Mama. Când ți-a descoperit boala? Acum și 6 ani, cam așa. De unde ești? Din Jura. Și tocmai la Cluj te-ai gândit că tocmai de la Cluj o să... Am auzit că e mai bine aici, la transplant. Și când ți-a spus asta, că s-ar putea să... Am fost foarte fericit. Îți țin, s-ar putea să... Scap pe... Am un an și 7 luni de dializă. De aceea mi-am scris ca să scap de dializă. Cum ați făcut tot felul? Da, la construcție și am crescut tensiunea mare. Și mi s-a îmbrăjinat ochii, nu mai bine. Mi-am dat seama când am venit aici. M-am venit la medic și undeva tensiunea aveam doar cu mântul 12. Și atunci v-au descoperit că sunteți... Da. Astăzi cum ați venit dacă ar putea să fiți într-un alt pe primitor? Nu vă împotrăți. Sarge? Vă veniți să credeți? Nu. Da, știți că dacă veți primi renichiul, va fi de la un om care, să zic așa, nu a făcut lucruri bune pe lumea asta. Înțeleg, în urmă, familia lui a decis să a murit și familia lui a decis să-i doneze organele. Va afecta? Nu, mă simt bine să fac transplant și scăp de arizată tot de care... Lucrai undeva? Da, lucrai la construcție. Cât de gravă să faci de arizată săptămână de săptămână de sub mai grav, stai 4 ore întins pe pat și cu mâna întinsă. Să vezi cum merg, mi-e circulă, sânge pe furtunile cele. Nu e bine. Nu pot lucra, nu pot face nimica, stau ca timpul cu nănășii din pământ. Aveți emoții? Bineînțeles că am emoții. Problemele cu rinichii au evoluat treptat. Am diabete la vârsta de 11 ani, de 21 de ani. Și problemele cu rinichii au evoluat treptat. Am încercat eu să găsesc o cale mai rapidă și am zis ca să nu ajung la dializă, vin repede și mă scriu pentru un transplant și atunci împușc doi iepuri dintr-o dată, scap de dializă și... Dar nu întotdeauna lucrurile se întâmplă așa cum vrem și nu lista de așteptare nu e întotdeauna așa de scurtă. Nu foarte de mult, de vreo 5 luni. Dar trăim cu speranța și cu credința că se mai întâmplă și minuni. Cum ați primit vestea? Ca orice veste proastă se primește greu și o duci greu și o suporți greu și cred că cine face dializă știe ce înseamnă să stai 4 ore sau 6 ore legat la un aparat. Noi am întrebat cum ați primit vestea că veți s-ar putea să primiți un rinichi. Cu bucurie, cu emoție. Bineînțeles, când sună telefonul și vezi că este numărul doctorului care se ocupă de transplant, îți sare inima, bineînțeles, și apoi începi să devii dezorientat, nu știi de ce să te apuci, dar te organizezi repede, găsești o mașină și cu sufletul la gură sper să fii cel ales. De unde ați auzit de unde primiți rinichiul? Ați auzit povestea polițistului? Da. Și vă deranjează, vă afectează? Îmi pare rău pentru familia care trece prin așa ceva. E un paradox, pot să zic, când tu aștepți o veste bună și pentru altul e o veste proastă. Dar încercăm în lumea asta să le combinăm și pe cele bune și pe cele rele. Și suntem mulțumiți dacă așa a fost să fie. O primim cu bucurie.